Ce faci, mă? Ia vezi! Hai, ia vezi! Bă, băi! Băi, sună la mașină, mă, dar elevul bătut de cei doi tineri este în clasa 10-a. Adolescentul a fost așteptat să iasă de la ore din schimbul de după amiază. Agresorii au vrut să se răzbune pe el pentru că ar fi deranjat o elevă de la același colegiu. Fata și-a chemat prietenii în ajutor pentru a-i aplica o pedeapsă adolescentului din clasa 10-a. Din păcate, planul a fost pus în aplicare, băiatul fiind bătut de cei doi indivizi care l-au agresat pe elev când aștepta în stația de autobuz. Polițiștii locali aflați de serviciu aseară au intervenit pentru a aplana conflictul. În legătură cu evenimentele care au avut loc în fața Colegiului Național Mihai Eminescu, nu în incinta școlii, putem spune că violența este un flagel al întregii societăți și nu poate fi rezolvată numai de școală. Elevii eminescieni, în general, nu manifestă fenomene de violență. Am mai avut întâmplări în care au fost agresați. În aceste întâmplări, alături de școală, avem nevoie de părinți pentru a oferi modele de comportament, de a discuta cu copiilor posibile modalități de evitare a conflictului, de a lua, de a învăța ca elevii să ia legătura în măsura posibilităților la telefonul 112 cu părinții sau cu un alt adult, aici înțelegând și profesorii dirigenți sau profesorii clasei. Astăzi, conducerea unității de învățământ de pe strada Transilvaniei a convocat Comisia Antiviolență din cadrul colegiului pentru a afla toate detaliile incidentului și pentru a lua măsuri în consecință. În Colegiul Național Mihai Eminescu, permanent, s-au desfășurat activități de prevenție pe care le-am organizat împreună cu Inspectoratul Județean de Poliție. În ceea ce privește combaterea violenței și a bullying-ului, de asemenea, în școală funcționează o comisie de antiviolență care cu siguranță va realiza o analiză a fenomenului care a avut loc. Ceea ce vreau să spun este că școala depune eforturi uriașe pentru a stopa aceste fenomene de violență, dar nu poate anticipa toate aceste întâmplări care se pot produce, cel puțin cele din afara școlii. Facem un apel la întreaga comunitate, societate, să lupte pentru combaterea acestui flagel care este violența. Și poliția a demarat o anchetă.